Son 5'lerde. Son 5'lerde. Aynı şey lokal bir hasta. Yok, orada sıkıntı. Aha. Şu takti bir hasta. Yolda bir kres var ki mutlaka hasta sıkıntı zorra. Mă bucur că Maria a pus la punct expoziția Beșleagă de săptămâna viitoare. Este cam prima dată în ultimii ani când îl prindem pe Vladimir Beșleagă fără ca să plece tot de ziua lui. Bine, am trecut a fost pandemie și de obicei de ziua lui se duce în satul de Baștă. Adică pesimistul, da. Este o seară în care Vladimir Beșleagă spunea că nu crede că e bine să facem lansările a două romane care deja se celebre și l-au consacrat, Zbor Sfânt, care a ajuns la ediția a noua și Viața și moartea nefericită lui Filimon a ajuns la ediția a patra. Astăzi trebuie să apară și jurnalul, nu a apărut domnul Beșleagă, dar cred că până săptămâna viitoare apare și o să fie surpriză la muzeu, da? E un jurnal de 444 de pagini. Atunci când a apărut ediția a 8-a de la Zbor Frânt, noi tamam scosesem și traducerea din germană la coloriști germani din Basarabia și autoarea l-a văzut pe domnul Beșleagă și el a scris ediția 8-a și ea a rămas uimită cu o carte în Republica Moldova, apare în atâtea ediții. Ea nu știa că era canonicul Vladimir Beșleagă, nu tot așa. Am înțeles la început de ce germană? Autoarea volumului Coloniști germani din Basarabia, când, a venit și ea și dumneavoastră și ne-am întâlnit în birou. Așa. Nu știu dacă țineți minte. Dar ca să nu mă lungesc mult, vreau să rog frumos Maria Șleachetschi să intre în atmosferă și să pregătească evenimentul de săptămâna viitoare. Mersi, tăi. Premiera evenimentelor de săptămâna viitoare. Este adevărat că noi am pregătit împreună cu lumea scriitorilor, într-un caz, în alt caz, cu Institutul de Filologie Română, Bogdan Petricet, HDU, câteva activități și bună oară în cazul conferinței științifice naționale dedicată aniversărilor Vladimir Beșleagă. Vladimir Beșleagă a acceptat să inaugureze acea conferință cu o prelegere care se numește Literatura și scriitorul și rostul literaturii și o așteptăm și așteptăm pe Vladimir Beșleagă să vină la acea conferință pe care o dedicăm și să o inaugureze și să ne spună de pe poziția celor ani pe care îi va împlini în 25 iulie, cum vede el, cum vede domnia sa literatura și rostul, scriitorul și rostul literaturii. Dar astăzi vorbim despre câteva cărți. Eu am fost într-adevăr curioasă să văd acel jurnal care a fost anunțat. Am înțeles că este și un debut a unei noi edituri și am fost curioasă, dar cred că va veni săptămâna viitoare și noi pregătim o carte săptămâna viitoare. Noi sperăm să apară, avem frică cu, mă rog, ceea ce înseamnă pregătirea unei cărți, de aceea nici nu spunem cum se numește, să fie, să apară atunci. În fine, ce putem să spunem, ce pot să spui despre două cărți, una în a noua ediție? Ce pot să spui nou despre două cărți pe care le cunoaștem, cărți pe care le-am citit, cărți pe care în parte le-am înțeles și cărți pe care încă nu le-am înțeles. Despre aceste două cărți lansate în aceste ediții la editura Cartier, am scris și m-au ajutat să construiesc alte cărți. Bună oară! Această carte
Viața și moartea nefericitului Filimon, a fost inclusă în antologia romanului românesc, Câmpul de Lectură, în care au intrat 35 de cărți. 35 de autori, 35 de cărți. Cartea a apărut anul trecut, în anul trecut, și nu prea s-a bucurat de așa o vizibilitate. Mă rog, au fost niște mici tensiuni cu acea carte, dar eu am selectat pentru doar 35 de romane din istoria romanului românesc și acest roman, Viața și moartea nefericitului Filimon. Și urma să prezint acolo un rezumat al subiectului. Ceea ce mi se pare imposibil, pur și simplu imposibil să prezinți un rezumat al subiectului la această carte. Pentru că cred că Vladimir Beșleag nu a scris acest roman pentru subiect. Și că miza acestui roman nu este subiectul. Că nu are întindere în timp. Are numai coborâri în timp. Și în imaginar. Și în lumi paralele. Și în ceea ce simte personajul. Și în ceea ce a fost. Și în ceea ce, spre ce merge el. Pentru că acesta este finalul. Și am hotărât să nu dau un rezumat, dar să fiu un pic mai excentrică pentru acea antologie și să iau rezumatul pe care îl conține această carte, rezumatul cărții, în cuprins. Cred că ați văzut cum este cuprinsul acestei cărți. Fiecare capitol este prezentat succint, dar nu este tocmai subiectul acolo. Și mi-am zis să răstorn structura cărții și să introduc drept rezumat sau drept fragment din acest roman, sumarul. Și era puțin excentric. Ei bine, nu s-a acceptat. Eu și astăzi cred că aceasta trebuia să fie acolo, sumarul acestei cărți. Dar editura nu a acceptat așa ceva și atunci am luat ultima parte a cărții, sfârșitul cărții. Acesta a fost fragmentul. Aceasta este o carte pe care încă trebuie să o citești. Andrei Țiurcanu spune că aceasta este de fapt algebră. Aici este algebra în această carte. Dincolo se face și aritmetica, aici este algebră. Sunt formule pe care trebuie să le înțelegi și să le poți aplica pe text. Această carte, Zbor frânt, acum face parte din cele 5 romane pe care le vom prezenta într-o expoziție la București, într-un proiect cu o fundație de la București. Este unul din cele 5 romane care intră în lectura criticei tinere din Dreapta Prutului și care, despre care se va scrie un text mai mare și mai elaborat. Am vrut să aleg această carte, dar un prieten de-al nostru care este aici mi-a zis, ia Zbor frânt ca să fie mai simplu pentru cei care vor citi această carte și doar interesul tău este ca lumea să promoveze literatura și să fie mai accesibil. Zbor frânt fiind în viziunea prietenului nostru un text mai accesibil. Deci în 23-25 august vor avea loc două dezbateri în legătură cu aceste 5 romane. Eu ziceam că unul este Zbor frânt și vernisarea unei expoziții cu opera, cu referințe la aceste 5 romane pe care le avem în discuție. Și acest roman a fost cumva selectat, a făcut parte dintr-o selecție. Și al treilea roman pe care l-am selectat pentru o antologie a fost Cumplit de vrem. E vorba de antologia Început de secol 21, roman. Și acum despre roman. Dacă Viața și moartea nefericitului Filimon este un roman care încă trebuie citit, acest roman, Zbor frânt, face parte din noi. Noi, generația mea, risc să vorbesc în numele generației, e formată pe niște cărți. Acest roman este o carte din mine, din conștiința mea, din felul meu de a înțelege literatura, pentru că
chiar atunci când nu prea ne puneam noi problema literaturii, trebuia să citim, trebuia să învățăm și aceasta era o carte la care făceau referință profesorii noștri din învățământ preuniversitar. Mai cu seamă, învățământul preuniversitar conține cărțile care intră în ființa tinerii generații. Această carte face parte din ființa mea literară, eu știu, umană, mă rog. Deci avem cărțile care sunt în noi și pe care le vom purta până la sfârșit. Aceasta este una din aceste cărți. Este curios să citești aceste cărți la distanță, când ai acumulat și tu suficiente drame, suficiente distorsiuni de destin și așa mai departe. Aceste două cărți, ambele romane, prezintă lucruri diferite, firește, dar totodată cam din aceeași zonă. În interiorul lumii acestor două cărți se află o dramă intimă, să spun, de familie. E un conflict dintre tată, fiu și într-un caz și în altul și o atitudine față de mamă și într-un caz și altul. Ele sunt mai diferite, dar au același punct de pornire. Cred că, și noi am și văzut deja ulterior din proza memorialistică, că singura pradă a scriitorului este viața lui, destinul său. Prin urmare, Vladimir Beșleagă poate fi găsit aici. Într-o formulă algebrică, citit altfel, descifrat altfel, desfăcut textul altfel, dar desfăcut în așa mod încât să rămână la loc textul lui Vladimir Beșleagă. Când spun zbor frânt și spun Isai, imediat în imaginile din capul meu, din mintea mea, apare acea imagine când Isai plonjează în apă și cadrul se schimbă și eu cred că este una din cele mai importante imagini din acest roman. E o construcție extraordinar de interesantă și totuși ne dăm seama că această carte este publicată în 1966, cât timp a trecut de atunci, și citiți din nou textul și vedeți ce limbă are, ce limbaj are și ce limbaj avea literatura noastră în 1966. Noi am trecut printr-o vârstă a, mai cu seamă după 90, printr-o vârstă a asimilării literaturii la care nu prea am avut acces din dreapta prutului și am citit foarte mult și am avut nopți albe și am recuperat. Și este adevărat că am nedreptățit într-un fel scriitorii din această zonă a literaturii române și acum cred că e momentul să ne punem în echilibru. Și cred că editura Cartier face un lucru nemaipomenit scoțând aceste cărți și mizând pe marile romane sau romanele literaturii române scrise în stânga prutului, cu realități din stânga Nistrului și cu viața de acolo. Toate fac parte din literatura română și cred că nu avem de ce, categoric, nu avem de ce fi frustrați, nu avem de ce ne alimenta complexele în cadrul literaturii române, pentru că acestea sunt niște cărți care ne legitimează și care ne pun în rând cu scriitorii români, în general cu scriitorii români. Aceasta a făcut această minunată generație 60, cu tot ce poți, toate imputările pe care poți le aduce acestei generații. Eu cred că noi trebuie să fim maturi și să luăm de la acești scriitori, nu vorbesc de Vladimir Beșleagă, în general de la generație, și un vers și un catrien, dacă aceasta este literatură. Trebuie luat și transmis mai departe ceea ce este valoare artistică. În legătură cu acest roman, Viața și moartea nefericitului Filimon, Vladimir Beșleagă se referă la acest roman și în jurnalul său. În prezentarea cărții din antologia romanului românesc, am spus câteva lucruri pe care le spun aici, poate am să insinuiesc puțin. Aceasta este o carte care i-a anticipat destinul și care i-a scriitorului. În această carte se întâmplă un lucru fatal cu personajul principal, cu Filimon, știm lucrul acesta. Se întâmplă într-un loc în
basarabeasca, îi se spune, Basara... Aici localitatea se numește Basarabești, probabil. Basarabești. Da, Basarabești, da. Și literatura se răzbună. Arta se răzbună. Este un caz de răzbunare a artei pe scriitor, pe destin, această carte. Cărțile lui Vladimir Beșleagă sunt cărți de citit încă mulți ani înainte. Cumplite vremi, Bunăoară este un roman foarte intens. Dar eu cred că, potolindu-ne din această agonie, eu am impresia că noi trăim un timp al agoniei. Chiar toate postările online, toate filmările, toate recuperările din pandemie și dorința de a ieși și de a... Cred că este o formă de agonie. Noi parcurgem un timp foarte bolnav. Având în vedere boală aiebea, pierdem oameni dragi, prieteni. Cred că ar putea să urmeze un timp mai așezat. Un timp în care să te poți refugia într-un roman istoric și să trăiești vremurile pe care le evocă Bunăoară Vladimir Beșleagă în Cumplite vremi. Sunt scene extraordinar de frumoase acolo. Sunt momente și în genul o întreagă construcție care te ajută să te transferi, să treci, să trăiești într-un alt timp. Într-un timp al istoriei și într-un timp al literaturii și al romanului. Prin urmare, eu simt necesitatea, o concluzie, simt necesitatea să recitesc aceste romane, dar să am răgazul de a citi romane. Tot mai strâmb de timpul, spuneam, iar romanele, proza, cărțile, proza, romanele, în general, necesită timp fizic, eventual timp fizic. Nu prea avem timp fizic, dar eu sper, maestre Beșleagă, că vom avea acest timp fizic pe care eu l-aș consacra citirii și recitirii romanilor dumneavoastră. Sănătate, ani buni și mulți! Cât vă este dat, ani buni să fie și să fiți cu noi! Aveți aici două cărți din partea editurii. Gratis. Eu am. În partea editurii. Eu știți unde am să întâlnim. Mulțumesc. Mulțumesc mult, Maria Ștefiță. Eu sunt prietenul care am insistat pe zboi când ca să nu fie discuții literare. Pentru cei tineri, în 1966 au apărut patru romane care au schimbat proza română din Republica Moldova. E vorba de Povara bunătății noastre, Singur în fața dragostei, Povestea cu coșul roșu și ultimul roman care a apărut atunci, Zbor frânt al lui Vladimir Beșleagă. Celelalte trei romane au apărut la literatura artistică. Vladimir Beșleagă tot timpul a fost cu Năbătăi, el a apărut la editura didactică Lumina. Zbor frânt, în 1966, a apărut la Lumina, care era o editură didactică, nu o editură pentru literatura artistică. Spre deosebire de Albinuța lui Grigore Vieru, care n-a apărut la editura didactică Lumina, fiindcă Grigore Vieru se temea ca să bage metodic într-un să o strici cartea, și a apărut la literatura artistică, paradoxul vieții editoriale. Acum vreau să-l rog frumos pe Andrei Țurcanu, unul din cei mai atenți, poate chiar cel mai atent citor al lui Vladimir Beșleagă și care l-a urmărit pe parcursul anilor.